Hei, salut prieteni! Bine ați revenit! Dacă sunteți noi, vă invit de pe acum, de la început, să dați subscribe. Eu astăzi am ajutat-o pe mama să mute vasele alea în sufragerie, să fac liber acolo. Și-a făcut și Horia puțin din haine, ce am început ieri. Dacă n-ați văzut vlogul de ieri, vă invit să-l urmăriți. Și mai avem puțin și terminăm și să, după aia să mutăm ce e aici, în cameră, acolo. M-a întrebat aseară Killer EU dacă îl sfătuiesc să-și ia un Passat B6 din 2008 ca începător. În primul rând trebuie să înțelegi că ce mașină îți va plăcea ție, celor din jurul tău e posibil să nu le placă și să găsească tot felul de motive să te facă să vezi că nu e ce trebuie. Eu personal, pentru un începător, aș recomanda o mașină mică. Eu când mi-am luat carnetul, am început să conduc și am condus o bună bucată de vreme un Ford Fiesta. Pe lângă faptul că aș recomanda o mașină mică, n-aș recomanda nicio mașină prea puternică. Nici prea leneșă, dar nu prea puternică, pentru că e mai bine să te obișnuiești cu o mașină mai slăbuță și să urci ușor. Faci experiență urcând ușor. Am mai spus, eu am avut un BMW 320, 150 de cai, dar l-am avut și l-am cumpărat la un an după ce mi-am luat carnetul și după ce am condus foarte mult Fiesta ăla mic. Cu toate astea, trecerea de la tracțiune față la tracțiune spate și mai mult de dublu puterii, m-a dat peste cap un pic și mi-am dat seama din primele zile că e foarte puternică, mult mai puternică decât m-am obișnuit eu până în momentul ăla. Probabil că dacă mi-aș fi luat-o chiar atunci când mi-a luat carnetul, nu m-aș fi descurcat foarte bine. Pe lângă asta, cu o mașină mică, altfel te bagi prin trafic, înveți să o parchezi mai bine, pentru că cu parcat, oricât ai învățat tu repere și tot felul de prostii, parcând faci experiență și înveți să parchezi și vezi unde și cum trebuie să te uiți. Și mai degrabă înveți cu o mașină mai mică. Și apoi ușor-ușor treci la o mașină mai mare. Bineînțeles că poți să începi cu ce vrei tu și cu un S-Class poți să începi, dar ar fi mai simplu să începi cu o mașină mai mică. Acum, exact modelul ăla de Passat, am înțeles că n-ar fi foarte fiabil. Așa zice lumea. Acum, eu nu am condus. Am condus Passat modelul anterior ăstuia. Foarte bun, toată lumea laudă pe ăla. Ăsta următorul, nu prea am auzit vorbe bune despre el, plus că dacă pică ceva la Passat, sunt piesele foarte scumpe. În rest, mașinile Volkswagen sunt ok, ca și consum, motoarele diesel de pe Volkswagen sunt foarte bune. Chiar și eu am motor diesel de Volkswagen pe Fabia asta și sunt foarte mulțumit. Dar e motorul de veche generație, ăla 1.9 TDI de 105 cai, care a fost testat și lăudat de foarte multă lume. Pe lângă ce am auzit despre modelul ăsta exact, am auzit lucruri nu foarte bune și despre motorul de 2.0 TDI de 140 de cai. Dacă vreunul din voi are motorul ăsta sau Passatul ăsta, puteți să lăsați în comentarii să-mi spuneți, poate n-am dreptate sau poate am. Așa că tu caută în bugetul tău pe care l-ai, caută mașina care te satisface din toate punctele de vedere. Și ca și imagine, ca și spațiu. Acum, nu știu dacă îți trebuie neapărat spațiu pe care îl oferă Passatul la vârsta asta. Eu personal sunt adept unei mașini sport la vârsta asta, chiar și decapotabilă. Nu știu dacă ai nevoie de 4 uși, portbagaj imens. Într-adevăr, dacă iei într-un 2.0 TDI, 5 prieteni și bagaje, altfel ești la consum, până la mare, până la munte. Dar vezi în bugetul tău exact ce mașină îți place, ca și imagine, ce mașină e și fiabilă, pentru că dacă începi să bagi bani imediat în ea, și mai ales că ți-o iei second hand, dacă începi să bagi bani în ea, îți ia foarte mult din bucuria aia unui mașini noi și poate nici nu iai banii aia că i-ai dat pe toți pe mașină. Deci documentează-te foarte bine și ia-ți o mașină care îți place ție. Îmi place, mie îmi place Passatul ăla, îmi place cum arată. Atât că aș avea o rezervă apropo de fiabilitate, apropo de ce zice lumea. Nu știu, n-am condus. Aș vrea să mă întâlnesc cu un proprietar să-mi spună și mie care a fost experiența lui. Așa că încă o dată vă spun, ca și începător aș recomanda o mașină mică. Mică și nu prea puternică. Adică să nu-ți iei un seria 5 de 300 de cai cum ești începător. Bine, poate unii au banii ăștia și n-are rost să-și ia Fiesta de 65 de cai. Acum, na. Plus că eu nu sunt adeptul mașinilor noi. Asta o știu toți prietenii mei și toți cunoscuții, că nu sunt adeptul mașinilor noi, pentru că dacă tu dai 20.000 pe mașină nouă, de exemplu,
La 20.000 ți-ai o mașină mult mai bună și mai fiabilă, poate cu câțiva ani mai veche și second hand. Deci dacă aș avea un anumit buget să dau pe mașină, i-aș da pe o mașină second hand pentru că obțin mult mai mult din banii aia decât dacă mi-aș lua mașină nouă. Acum, na, cu mașina nouă vine și o anumită siguranță, vine garanția, vine siguranța că sunt piesele toate noi, n-a condus-o nimeni, știi tu exact cum ai condus-o și pe unde. Cam atât despre mașini, deocamdată, dacă mai aveți întrebări, puneți-le în comentarii și mai discutăm, mai detaliem. Acum am plecat din casă, mă văd cu Ana, mergem la un film, mergem la, nu știu cum se cheamă, The Secret sau ceva. O să pun aici afișul să vedeți care film. Să vă spun după aia ce părere am de el. Am avut treabă toată ziua, n-am făcut nimic interesant să pun în vlog. Am filmat un video pentru IT pe pâine. Nu știu dacă îl termin până... Nu știu dacă îl termin până pun vlogul. Dar în orice caz, maxim mâine și video ăsta de pentru IT pe pâine live. Dacă îl termin, o să vedeți în descriere sau pe Facebook la mine, dacă nu, mâine. Bă, fii atent. M-am întâlnit cu moștii Nicolae și mă întreabă: bă, ce dulci îi plac așa lui Ana, mult de tot. Bă, și nu știu să-i zic. Amuzant. Ce dulci îți plac ție așa? Eu nu știu ce îți place ție așa cel mai mult. Dacă zic că eu știu? Nu glumesc, nu știu, e pe chef, pe... Adică ce? Ciocolata, bomboanele, cozonacul, nu știu, ce, așa, ca... Hai, mergem? Pe ce, unde te grăbești? Mergem, iată. Păi, dar nu e șase. Ce dacă și nu e șase, care e? Păi, dar eu nu am! A, păi, lasă-mi, și ce? Eu am vrut să am azi. Am ieșit de la film acum. Nu știu ce să zic, ce părere să am despre film. Tu ce părere despre film? A fost mișto, dar aș vrea mai multă acțiune. Mai multă muncă de investigație. Nu știu nici ce a fost. Thriller, dramă. A fost multă dramă, suspans mai deloc. Da, mai deloc. Nici suspans, nici un final satisfăcător așa. L-a urmărit pe ăla tot filmul. Când să zici că hai că i-a făcut bine că l-a ținut 13 ani acolo închis? Eu nu înțeleg, i-a dat pistol și l-a omorât. Aia n-am înțeles-o. Eu l-aș fi torturat! Eu l-aș fi ținut acolo toată viața, cât trăia aia să trăiască și ea. Da, mă, da. După aia... Trăiești așa cu frica aia constantă, că o să fii prins. Și că l-a omorât, nu puteai și cu frica constantă că o să fii prins, că l-ai omorât? Da, dar... Da, e... Mă rog, aș putea zice că e... controversat așa filmul, după părerea mea. Adică s-ar putea să vă placă, s-ar putea să nu. A fost mișto film, adică n-a fost un film rău, film prost. Ok, da. Mergea și mai bine. Mă duc acasă să editez acum, iar îl pun la... Eu am început să pun vlogurile la 7-8 așa și uite că de... cred că de 2 săptămâni nu îl pun mai devreme de 12. Am o întrebare chiar. Scrieți-mi în comentarii, să pun vlogul seara, cum îl pun acum, sau să-l pun a doua zi dimineață? Voi când vă uitați la vlog? Scrieți-mi când vă uitați la vlog. Gata, vine iarna, ia uite ce ceață e.